Zodia Leu, în această săptămână, 5-11 aprilie, are la bază soarele în sextil cu Marte, pe casa prietenilor, a protectorilor, a asociațiilor profesionale. Apare aici, în prim plan, și vitalitatea care este susținută, de asemenea, relațiile personale, încrederea în sine, forța de luptă, dorința de afirmare, capacitatea de a lua decizii, energie utilizată pentru socializare, scopuri constructive, relații de familie, active, bune, trainice de colaborare. Mercur vă susține în planul gândirii, puteți opera cu ușurință, cu noțiuni abstracte, puteți să vă exprimați ideile cu ușurință. Sextilul dintre Venus și Jupiter activează călătoriile, studiile aprofundate, examenele, contracte, asocieri, relații personale, procese eventuale, dușmani. Aspectul acesta însă favorizează pe de altă parte și maturitatea afectivă, generozitatea, onestitatea și dorința de libertate. Sentimentele se pot dezvolta pe bază de legalitate, baze materiale, baze de echilibru până la urmă. Este favorizată în plan social popularitatea, succesul, creativitatea artistică, dorința de asociere. De asemenea, relațiile în planul de a fi echilibrate, pline de farmec, dorință de reușită. Există o protecție la accidente în această săptămână. În familie, așa cum am mai spus, există încredere reciprocă și apare și un sextil între Mercur și Saturn, care aduce profunzime de gândire, ambiție intelectuală, capacitate de concentrare, atracția către lectură. Relațiile de familie sunt ancorate în această săptămână în zona aspectelor practice și morale.